Captură fără precedent a polițiștilor de frontieră ieșeni. Ei au descoperit pe malul românesc al Prutului, în zona localității Colțu Cornii, un bărbat cu hainele ude și cu un bagaj în care se afla muniție de război activă. În urma verificărilor s-a stabilit că este vorba de un tânăr de 19 ani din Republica Moldova, care tocmai trecuse ilegal frontiera. Nu ar fi fost un eveniment ieșit din comun, având în vedere că astfel de treceri se întâlnesc cel puțin o dată pe săptămână. Asupra bărbatului, printre lucrurile personale, într-o geantă, au mai fost descoperite 32 de cartușe calibru 7,62 mm, despre care bărbatul a declarat că le-a descoperit pe teritoriul Republicii Moldova și intenționa să aprindă un foc pentru a se încălzi. Anchetătorii nu au crezut povestea tânărului, care mai avea asupra sa două cuțite, un binoclu și un telefon mobil, și a fost dat pe mâna judecătorilor, care l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii încearcă să stabilească exact cine era destinatarul muniției, care nu poate fi folosită decât în pistoale mitraliere Kalashnikov.